care are, așa cum ne-am obișnuit, două părți, partea întâi, în care sunt variante ABC, deci răspunsurile cu ABCD, iar partea a doua, cu niște chestiuni care trebuie studiate efectiv. Deci, din două părți. Toate aceste teste sunt pregătitoare pentru ca, în clipa în care ducem la teste de tip grilă, să putem face față fără nici o emoție. Privind așa la acest test, observăm că toate noțiunile, toate chestiunile care zice, sunt la nivelul clasei a noua, de fapt suntem la clasa a noua încă, trebuie să vă spun că testul acesta, tot clasa a noua primește, da, testul respectiv, a noua. Deci privind în ansamblu testul acesta, observăm că avem mai multe ecuații iraționale de rezolvat. Deci, autorul dorește să ne pună la punct, prin acest test, cu toată tehnologia de rezolvare a ecuațiilor iraționale, și sperăm și noi, după ce vom epuiza acest subiect, să reușim să stăpânim foarte bine rezolvarea ecuațiilor iraționale. Apoi, ceva informații despre o ecuație în care intervine un parametru și diverse probleme care se pot formula. Eu am să mergem discuția aici, cu găsirea parametrului în anumite condiții. Deci, cam asta, încărcătura mare este aceasta a ecuațiilor iraționale, a relațiilor între lăcini și coeficienți, după ce ne dăm seama, a găsirii parametrului în anumite condiții și să ne apucăm cu viteza cea mare de lucru. Hai te rog la tablă, pe tabla din dreapta și să ne apucăm cu... Deci, suntem ecuația, scriem repede, x pătratul x plus 7 egal cu 0, se cere suma pătratului lăcinilor, adică se cere x1 pătrat plus x2 pătrat egal cu. Asta înseamnă suma pătratului, x1 pătrat, deci x1 la pătrat plus x2 la pătrat egal cu. Așa, suma pătratelor rădăcinilor. Da? Păi vreți să am rădăcinile. Dacă rădăcinile sunt foarte greu de aflat. Totuși, x1 pătrat plus x2 pătrat, cum mai poate fi scris? X1 plus x2 la pătrat minus 2x1. Așa, egal cu x1 plus x2 totul la pătrat. X1 plus x2 totul la pătrat, minus de 2 ori x1, x2. Minus de 2 ori x1, x2. Și egal mai departe cu suma oștii, suma rădăcinilor. X1 plus x2 de sub. X suma este suma plus x2 egal cu minus b pe a. Relație între rădăcini și coeficienți. Da. Minus b supra a egal mai departe în cazul meu. Minus b. Minus 1. Minus 1 supra 1. Deci minus 1. Și x1 ori x2 produsul. X pe a. Da. Și egal mai departe cu 7. Așadar, te duci aici sus și spui că egal mai departe cu 1 la pătrat 1 minus 7 minus 2 ori 7, 14. Minus 2 ori 7 minus 14 și egal cu 1 minus 13. Da, frate, x1 pătrat plus x2 pătrat. Dar dacă îți ceream x1 la 3, am să văd cum te răspunzi. X1 la 3 plus x2 la 3. Cu cine este egal x1 la 3 plus x2 la 3? Totul la 3, a? Minus de 3 ori x1 pătrat x2 minus de 3 ori x1 x2 pătrat. Că sunt înglobați, să știți, da? Și egal mai departe cu, continuăm, x1 plus x2, hai mai repede, mai uite. X1 plus x2 totul la pătrat minus totul la 3. La 3, da, da, minus 3. 3x1 x2, dăm un factor comun, minus 3x1 x2 pe lângă x1 plus x2. Și egal mai departe cu, dar x1 plus x2, știi, este minus 1 la 3 minus 1. Minus 1. Minus 3. Minus 3 ori x1 ori x2 e 7. Minus 3 ori 7. 21. Da. Pe lângă x1 plus x2 ori minus 1. Deci plus 21. Care face egal cu 20. Iată că faci suma cu vădă. Dar dacă îți vedeam x1 la 4 plus x2 la 4, să văd acum cum faci. X1 la 4 plus x2 la 4. Egal cu x1 plus x2 la 4.
da? Minus 4. Așa, minus 4, x1. Pătrat. X1 la a treia, x2. Da, bine a venit-o. Minus 6, x1 pătrat, x2 pătrat. Și? Minus 4. Minus 4, x1, x3. A, cam asta este, parcă. Când ridicăm la a patra, obține 5 termene. Cred că așa este. Ei, ar fi egal mai departe cu... Aici îi spune x1 plus 2, știi? Din ăștia 2 scoți în factor comun un cine? 4x1, x2. Da? Da. Și ar merge chestiunea. Nu, n-ar fi chiar foarte ce. Dar n-ar să x1 la 5 sau x1 la 7 plus x2 la 7. Se complică chestia. De aceea, trebuie să facem gust de o altă idee. Deci o să notăm. O să notăm cu s, n egal cu x1 la n plus x2 la n. Deci o să notăm cu s, n, x1 la n plus x2 la n. Pentru că, să ne înțelegem, pentru n egal cu 1, obținem s1, x1 plus x2. Pentru n egal cu 2, obținem s2, x1 pătrat, plus x2 pătrat. De fapt, se generează un șir. Un șir de numere. S1, S2, S1. Și dacă am a ști chestia asta, înseamnă să cunosc șirul. Deci, iată, pentru n egal cu 1 știm, pentru n egal cu 2, pentru n egal cu 3, înseamnă S3 egal cu X1 la a 3 plus X2 la 3. Așa. Pentru n egal cu 4 înseamnă S4, X1 la 4 plus X2 la 4 și mai departe. Deci problema este să cunoaștem șirul. A. Știi, S1, S2, S3, înseamnă cunoaște șirul acesta. Deci, un șir poate fi dat, fiind prin termenul său general, fiind printr-o recurență, ce bine ar fi să găsim o recurență. Că noi știm că-s la termen. S1 îl știm, S2 îl știm. Dar cine este X1? Cine este X1 pentru ecuația asta? Este rădăcină. Dacă X1 este rădăcină, ea verifică ecuația. Deci, în loc de X, de X acolo, înseamnă că putem să locuim X-ul cu cine? Cu X1. Și puteți spune așa. Pentru X1 rădăcină, ia să scrie te rog aici, X1 rădăcină rezultă, X1 rădăcină rezultă, ce rezultă? Rezultă X1 pătrat, că verifică dacă e rădăcină. Plus 7, egal cu 0. Asta din cauza că X1 e rădăcină. Dedesubt. Hai să spunem, X2 este rădăcină, înseamnă... Rezultă că X2 pătrat plus X2 plus 7 e egal cu 0. Perfect. Tragem linii și le adunăm, metru cu metru, și o să avem... plus X1 plus X2. 2, 2, 2, 2, 14. 14. Da, da, X1 pătrat plus X2 pătrat este S2. Da. Ar fi S2. Plus S1. Plus S1. Plus 14. Hai, că e interesant. Deci există o legătură între X1 și S2. Și acum visăm. Ce bine ar fi dacă ar găsi o recurență? În perspectivă. Adică, hai să mulțim aici la asta, în stânga cu X1 la N. De ce? Dacă mulțesc cu X1 la N, va fi X1... Eu vreau ceva în N. Recurența nu între termenele unui șir. Și aici să mulțim cu X2 la N. Ce devine prima dacă mulțim cu X1 la N? Devine? X1 pătrat ori X1 la N. Dar de dacă cât vine X1 pătrat ori X1 la N? X1 la 2 plus N. X1 la 2 plus N, plus, 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 plus X1 la, plus N. La N plus 1, da, plus 7, plus 7, X1 la N, la N în care plus N. Perfect. Și la fel de desubt, X2 la 2 plus N, X2 la 2 plus N, plus X2 la N plus 1, X2 la N, corect. Să tragem linii și la adunăm metru cu membru. X1 la 2. X1
X-ul la N plus 1, N plus 2, dar sună mai bine. X-ul la N plus 2. N plus 2. Plus X2 la... Plus X2 la N plus 2. Da. Plus X1 la N plus 1. Plus X2 la N plus 1. Da. Plus... 7 la... 7 pe lângă, deodată. La X1. Pe lângă X1 la N plus X2 la N. Egal cu 0. Dar cine este X1 la N plus 2 plus X2 la N plus 2? Băi, S. Indice? N plus 2. S indice N plus 2. Deci avem S indice N plus 2, adică termenul din șir de pe poziția N plus 2, plus S indice N plus 1, plus 7... 7 SN. 7 SN, corect, egal cu 0. Și astfel avem o recurență, da, o recurență de care? De ordin 2. Când N plus 2 la N, deci este o recurență de ordinul 2, linială. Deci șirul SN acela pe care îl căutam eu, acum este foarte bine dat, printr-o recurență linială, de ordinul 2, și iată să și spunem noi. Se dă șirul SN, spunem așa, se dă șirul SN, două puncte. SN, două puncte, astfel dat, prin S indice N plus 2. S indice N plus 2. S indice N plus 1. Plus 7 SN. Egal cu 0. Unde? S1 este cunoscut. Câți termeni se trebuie ca să meargă șirul ăsta să îl găsim nu foarte bine? 2. 2 termeni. Pentru că recurența este de ordin 2. Deci S1 egal cu... Cât am găsit S1? Am găsit -o. Am și lucrat mai devreme. S1 dat... Minus 1, pare. X1 plus X2. Este X1 plus X2 și egal cu minus 1. Iar S2... am găsit și pe S2, vă rog. Minus 13, da? S2 egal cu minus 13. Iată, în clipa de față, recurența este cunoscută, este bine dată, șirul este bine dat pentru că am recurența și fiindcă este una de ordin 2, am și doi termeni la pornire. Vreau să vă spun că în clipa de față putem avea orice termen doriți voi al șirului. Bună ară! Putem să-l aflăm pe S3? Ca să-l aflăm pe S3, în recurența de aici facem pe N egal cu 1. Da, cu 1. Și vine. Deci ziceți, pentru N egal cu 1, recurența devine. Pentru N egal cu 1, ce devine recurența? Spune. S3. S3. Plus S2. Plus S2. Plus 7 S1. Plus 7 S1. Egal cu 0. Perfect. Și acum ce știm? Știm pe S1 și pe S2, înlocuim și găsim pe S3. Deci S3. Minus 13, minus 7, egal cu 0. S3 egal cu 7 plus 13. Cât de-a dat S3 mai înainte? 20. Extraordinar! Deci, cine este S3-ul? Este X1 la 3 plus X2 la 3. Vreți să aflăm pe S4? Știți ce faci? Nu, de ce nu vreți? Sunteți așa triști. Păi facem pe el egal cu 2 și ea devine. Spune, pentru noi egal cu 2, recurența devine S4. S4 plus S3 plus 7 S2 egal cu 0, S4 plus 20 minus 7 ori S2 minus 7 ori 7 ori 3, 21 minus 91. 91 minus 20 și este egal cu 71. 71. Deci S4 cine era? S4 este X1 la a 4 plus X2 la a 4 și este egal acum cu 71 și vă rog să credeți că munceam foarte mult pentru a găsirea lui. Vă amintiți cum a plecat ea? A plecat așa, zic că X1 plus X2 tot la 4, minus 4, X1 la 3, X2 minus 6, X1 pătrat, X2 pătrat. Dar acum, toți termenii șirul sunt generați. Deci e vorba de un șir de termen. Iată, S1, primul termen al șirului este cât? Minus 1. Al doilea, minus 13. Al treilea, l-am găsit 20. Al patrulea, 71.
Și de acum toți termin la părintele recurențe, deci pot fi găsiți. Puteți găsi și pe S5? Da. Da. Pentru că ne ducem aici și facem pe noi egal cu 3 și găsim și pe acela. Deci absolut toți termenii sunt cunoscuți. Dacă sunt cunoscuți de greu, și atunci ideea asta este superbă. Dacă X nu e rădăcină, ce face X dacă e rădăcină? Verifică ecuația. Dacă X ce face? Verifică. Și am mulțit, a fost de mai pământ, am mulțit la stânga cu X la el, la cealaltă cu X la el, l-am adunat, am găsit recurența asta, suntem mândri de noi, da? Și tu cred că ești de fapt mândră, pentru că am găsit o recurență deșteaptă, am găsit o legătură între termenii și urile acestea, o recurență lineară de ordin, recurență lineară de ordin 2, ca partid se genereze toți termenii șirului. Cât în vreme eu știu pe S1 și S2, absolut toți termenii șirului sunt cunoscuți. Acum, în clipa de față, poți să-mi formeze cineva câte, nu în legătură cu asta, și X1 la 6 plus X2 la 6. Că ăsta, cine ar fi X1 la 6 plus X2? Ar fi S6. Da? X1 la 10 plus X2 la 10. Ar fi S10. Ajung eu și îl găsesc și pe acela. Pentru că din aproape în aproape, observați că la un moment dat, ăsta de ordin 4, se bazează pe 3 și pe 2. Da? Pe 3 și pe 2. Ăla de ordin 5, 4. Se va baza pe 4 și pe 3. Și așa mai departe. Iată, așa, chestie foarte elegantă, pusă la punct, care ne-a umplut inima de bucurie. Mergem mai departe. Am lămurit tot ce se putea aici, în legătură cu treaba asta, 1, să mergem la 2. Să vedem la 2 ce spune. La 2, spune 2 punct, ci că să calculăm suma. 2 minus radical din 3 pe 2, totul la 3-a, și plus 2 plus radical din 3 pe 2, totul la 3-a. Spune-mi tu mie cum ai de gând să faci asta. Cum ai de gând să faci chestia asta? Păi poți să iei pe drumul, te-ai pus și îl duci la a treia, că doar știi cum să, nu? Să zici, poți să-l iei la... Egal cum? E greu, da? Este greu. Simte... Cum? Care? Pana a treia plus bără a treia, cum se zice? Până se ridică la două, că e sigur. A, îți dă-i în partea doar, îți pare mai ușor. Poate să mergi cu culoarea asta. Dar ea încă vrea ceva mai simplu. S-a obișnuit să lucreze egășițiile prin variante de astea elegante. Și vrea o soluție elegantă, nu așa de? Bine. Hai să ne închipuim că asta este X1 și ăsta fi X2. Sunt două rădăcini ale unei ecuații. Deci, fie X1 egal cu cine? X1 egal cu 2 minus radical din 3. Nu. Numai asta să fie. 2 minus radical în 3 pe 2. Da, fără la fel. Da? X1. Și cealaltă X2 să fie 2 plus radical din 3 pe 2. Și știi de ce? Tu ai intuit că eu aveam să te bag într-o situație dificilă. La 3-a mai neagă, mai treacă neagă. Dar dacă spune la puterea 30, aveai demnificat acolo și munceai foarte mult și tu ai și intuit că eu voi ridica și problema asta. Că la a treia mai merge, dar la o putere mai mare nu. De aceea ai fost... aș și propus, căutăm o altă soluție. Deci dacă X1 și X2 sunt rădăcini, poți să-mi găsești ecuația aceea? Adică rădăcini să fie asta? Deci vezi problema? Visezi acum la ce chestii? Să-mi descoperi ecuația din gradul 2, ale cărei rădăcini când o rezolvi, să fie acestea. Facem suma și produsul. Da? Suma egală cu... Suma egală cu X1 plus X2 egală cu... 2 minus radical din 3. Pe 2 adunat cu 2 plus radical din 3. Așa și face cât? Stă, sigur, că da, și vine 4, nu? 4 pe 2. 4 pe 2 și face 2. Suma, produsul. Egal cu... Pe lângă 2 minus radical din 3 supra 2 și face egal mai departe
4 A minus B plus A plus B face A minus B la 2, face 4 minus 3, pe 4. Nu, nu pe 4. Nu-i bine? Da, da. Deci dacă știți suma și produsul, se formează ecuația de gradul 2, x pătrat minus sx plus produsul egal cu 0. Asta este ecuația, nu? Când luați suma și produsul. Deci va fi x pătrat minus 2. Așa, plus produsul 1 pe 4, egal cu 0. A doua același viitor, echivalent cu ecuația, 4x pătrat, da. Deci asta e ecuația pe care, dacă tu ne-a pus să o faci, ce rădăcini vei găsi aici? Astea sunt rădăcini. Deci dacă rezolvăm, astea sunt rădăcini. Și ce trebuie să calculezi tu? Adică ce? X1 la a 3 a. Deci pe tine te interesează ies indicii 3, ies indicii 3, care înseamnă x1 la a 3 a, plus x2 la a 3. Asta te interesează. Păi, deodată știi bine că îți poți atașa repede șirul recurent. După experiența ecuației din anterioare, cât poți să spun aici? Dacă mulțesc cu x1 e rădăcină, hai să facem, hai să lucrăm. Dacă x1 este rădăcină, înseamnă 4x1 pătrat minus 8x1 plus 1 egal cu 0. Da. Și dacă x2 e rădăcină, verifică. Că 4x2 pătrat minus 8x2 plus 1 egal cu 0. Așa. Nu, eu cred că nu înțelegi pe prima cu x1 la n. Da. Aceeași tehnologie. Da, x1 la n. Și cea de-a doua? La n. Și vei avea? Spune 4 x1 la n plus 2 minus 8 x1 la n plus 1 da. Plus x1 la n egal cu 0. Și cea de-a doua? 4 x2 la n plus 2 minus 8 x2 la n plus 1 plus x2 la n egal cu 0. 4 x1 la n 4 pe lângă x1 la n plus 2 plus plus x2 la n plus 2 minus 8 pe lângă pe lângă x1 la n plus 1 plus x2 la n plus 2 plus x1 la n plus x2 la n. De fapt, este recurența pe care trebuia să ne spui de dată. Eu mă așteptam să spui de dată. Asta e ecuația? Asta e ecuația? Care e recurența? 4 ies indice... 4 ies 2. 4 ies indice n plus 2. Da. Minus 8 ies indice... La n plus 1 plus x2 la n plus 1. Trebuie să... Da. Este plus ies indice n. Da, deci, ori de câte ori ai ecuația, poți gândi repede recurența. 4 este indice n plus 2, minus 8 este indice n plus 1, plus 8 este indice n, egal 0. Și iată-te, tu acum ai intrat în ieșițul anterior. Deci poți să afli la orice. La orice putere. Cu alte cuvinte, iată, poți să spun și un SN, SN este dat așa. Două puncte. Cum este dat? 4 este indice n plus 2, așa, egal cu 0, unde poți să spui că S1 o știi. S1 este suma minus B pe A, adică 2. 8. Da, e făcută 2, sigur că da. S2 eu trebuie să o găsești. S2 este X1 pătrat plus X2 pătrat. Nu avem. Asta nu ce știu și o faci. Da. Deci să spunem S2, S2 este egal cu X1 pătrat plus x2 pătrat, care e egal cu... Adineam, am văzut, să scrie x1 plus x2 tot la pătrat, minus de 2, x1, x2. Și egal cu dedesubt? 4. Da? 2 la pătrat, 4. 4. Minus de 2, produsul. Minus 2, 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 4, minus 1 pe 2, și egal cu?
pe noi. 7 pe 2. Și acum să aflăm și yes care, yes 3, chiar cea care, noi ți-a dat cerul că ne ghiși tu. Yes 3 este egal cu? Pentru el egal cu 1. Da. Yes 3. Vine, 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 4 yes 3. Yes 3 minus 8 yes 2. Plus yes 1 egal cu 0. Adică 4 yes 3. Yes 3 minus 16 plus 7 pe 2. Egal cu 0. De unde 4 yes 3 va fi egal cu? 16 minus 7 pe 2. Adică lucrăm? Cu 2 și 4 ies 3 egal cu 32 minus 7 pe 2. 4 ies 3 egal cu 28. Cât vine? 3, 28 pe... 2 vine 14. Pe 4. Deci iese 25. Deci 25 vine aici, da? 3, 2 minus 7, fac 25. 25 pe 8. Dacă n-am greșit la capului, este corect, 25 pe 8. Deci aici și răspunsul cât a fost. Egal cu 25 pe 25 pe 8. Deci la întrebarea aceea, cât este... Cât este valoarea expresiei de aici? Este 25 pro. Sigur că am muncit mai mult. Hai să recunoaștem. Cred că mai degrabă ridicat după formula binomului. Deci cât am fost aici? Egal de desubt cu? Din 2 minus radical din 3 la a 3-a. Așa a fost, da? Supra 8. Hai să zicem. 2 minus radical din 3 tot la a 3-a. Supra 8. Plus 2 plus radical din 3 la a 3-a supra 8. Aici aș numitor egal de desubt cu 2 plus radical din 3 la a 3-a supra 8. Da, și egal mai departe. Cu adică la a 3-a? 8. Da. Plus, de 3 ori. De 3 ori. Prima 4-a pătă, 3 ori 4. 3 ori 4 devine 12, ori radical din 3. Plus de 3 ori prima parte, am început cu ala pătrat, 3 ori 2, 6. Ori 3, 18. Da. Și minus partea a doua la cub, minus 3 radical din 3. De la a 3-a este, da? Și plus? Plus 8, plus 12. Radical din 3, da. Minus 18, plus 3 radical din 3, plus 8. Plus 18 este acolo. Da. Nu, nu, aici, plus 18. Plus. Da, da. Și plus totul supra, totul supra 8. Se duce în termen asemenea? Cum să fie 8? 8, 8, 8, 16. A, da, frumos. Este atentă. Asta de aici. 3 radical din 3 cu minus 3 radical din 3. Și calculul în sine este egal cu... 36 și cu 16. Și 8 și 8, 36 și cu 36. 16 cu 36. 52 pe 8. Când a trecut? Ah, am greșit. Da? Deci am greșit. Trebuia să ne dea același răspuns. 13 pe 2 trebuia să ne dea? Ia să, aici se îndică pentru un 4 și egal cu 13 pe 2. Înseamnă că s-a greșit data trecută. Îmi pare rău, nu am fost atenți la capăt. Nu 25 pe 8. 13. Da? Sunt întrebare. 13 pe 2. Așa vă dat în formă. Deci iată că calculul direct mergea mai rapid, să recunoaștem. Asta pentru că a fost la ce putere? La a treia. Și noi am fost curați, am mers pe varianta anterioară, că am fost curați din mirajul stilului de lucru de la prima ieșiță, da? Dar prea ne-a plăcut fa-
foarte tare chestia acolo când am plecat să calculăm misiunul la 5-a, cu zis, la 5-a. Și atunci am visat că acestea două sunt rădăcinile, aceste două sunt rădăcinile unei ecuații de gradul 2, X1 și X2, am căutat ecuația și am formulat, am găsit și un recurent, deci ne-am dus pe varianta de rezolvare de la primul punct. Eu cred că 3 o să faci la fel. Vă rog, la 3, puteți să vă gândiți la ce putere este aici, la 5-a. Fie că de la 5-a e problema voastră, fie că formați ecuația de gradul care? De gradul 2, cu rădăcinile acestea, da, X1 și X2, și odată formată ecuația de gradul 2, formați șirul recurent, și formă aveți ies care este aici, ies cât? Ies 5. Deci dacă la 5-a. Deci 3-ul calculat este 5. Deci vreau să vă notați. 3-ul de la 2 roman se rezolvă precum 2-ul de la 1. 3-ul de la 2 se rezolvă. O să o gătim că l-am și rezolvat. Nu are rost să mai pierdem timpul cu el. Am mai bifat un aici. Să vedem mai departe. Să se rezolve. O să luăm toate ecuațiile la rând. Toate astea iraționale să le rezolvăm pe toate. Autorul ne lasă, ne mai permite, dar la vital nu. Mai luăm toate ecuațiile. Deci prima ecuație se rezolvă radical din cât? Radical din X plus 1 plus radical din X plus 5. Așa. Cum vă pui? Păi ce vreți să ai pregătă? Cu condiții. La radicalitate de orientare, X plus 5 radical pozitiv. Deci zicem X plus 1 plus 1 mai egal de 0, înseamnă din cele două x mai mare egal decât minus 1, x aparține? Eu, colegul vostru, observ o chestie. Ravalare radicalul doar din par, îi totdeauna un număr pozitiv. Un număr pozitiv plus un număr pozitiv se facă 0, la dacă am un 2, fac simultan 0. Iată, e o idee mai interesantă. Noi ne-am făcut de lucru. Prin tuneric, așa. De ce am putea să facem? Să punem litrama pătrat, să facem X, nu ce de unde. Da, minus 1 încolo, renumăm la dicale și dă și dă și muncești acolo cât trebuie. O singură observație ne duce spre rezolvare. Deci radicalul ăsta e mai mare egal decât 0. Ăsta la altul e mai mare egal decât 0. O sumă de numere pozitive se facă 0, dacă și numai dacă, simultan. Radical din x plus 1 se facă 0 și radical de x plus 5 se facă 0. Asta e echivalent cu x la prima face minus 1 și la cealaltă x egal cu minus 5. Dacă îmi dădea același x, treacă meargă. Rezultă, x aparține mulțimii de determinat. Nu mai ce poate. Deci la prima ecuație totul e bani. S-a plăcut, nu? Pentru că câte reguli te-a ajutat. Te-a ajutat colegul tău să rezolvi această ecuație. Mergem mai departe. Radical din x plus 3 egal cu 3x minus 1. Cum facem asta? Sigur că da. Dar cum am vorbit, x plus 3 mai mare egal decât 0 înseamnă x mai mare egal decât minus 3. Deci x aparține intervalului de la minus 3 închis la plus infinit. Deci soluția, dacă o cauți, numai x e la minus 3 acolo. Hai, el din meu la italul, de la pătrat. Mai trebuie condiții? 3. Dar de ce 3x minus 1 mai? Dar radicalul de sub. A, stai. Valoarea radicalului trebuie un număr pozitiv, am urmări. Înseamnă că e valul său, trebuie să fie un număr pozitiv. Deci pune și condiția, spune el. 3x minus 1 mai mare egal decât 0. De acord. Asta înseamnă că x mai mare egal decât 1 pe 3. X aparține la 1 pe 3 la plus infinit. Înseamnă că din cele două, condiția rămâne mai dură de la 1 pe 3 la plus infinit. Deci x aparține la 1 pe 3 la plus infinit este intervalul care mă interesează. Bine, după ce am rezolvat și
ecuația asta. Dar da, haideți să vă propun acum. Scrie așa, radical din x plus 3 egal cu 2x, nu, 10 minus 2x. 10 minus 2x. Nu 10 minus 2x, 10 plus 2x. Ia să vedem ce iese. Aici cât vine? Punem poziția x mai mare ca minus 3, deci vine x-a mai mare egal decât 0. Așa. Și cealaltă condiție, dacă pune 10 plus 2x? Nu, minus 2x. Lasă minus. 10 minus 2x mai mare ca 0 înseamnă? Da. Mai mare ca 5? Nu, mai mic ca 5. Da, mai mic e minus. Deci vine x mai mic decât 5. X aparține de la? Minus infinit la 5. Ah, n-am fost pe față. Trebuie să puneți x la 2. Nu, 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 stai că vreau să fac eu șmecherie. Pun aici minus. Modific, da? Să vezi de ce. Minus. Și aici să fie 1 minus x. 1 minus x. Hai să rezolvăm asta. Deci să rezolvi ecuația asta. Da? X minus 3 mai... De la 3 încolo. X mai mic egal decât 1. Minus e vine la 1. Intersecția tot? X aparține conținutit. Asta a vorba aici. Așadar, cum mai rezolv? Că din punerea condițiilor spune că X și aparține conținutit, de ce să, ce să cauți? Nu mai ce căuta. Foarte importante condițiile posibile. Foarte importante. Aici hai să ne facem la ecuația. Am vrut să remarc ce, ce e interesant, numai din condiții puteam rezolva ecuația. Așa cum colegul vostru observa chestia asta, că o sumă egal 0 dacă fiecare egal cu 0, fiind numere pozitive, iată și numai din punerea condițiilor, importantă și condiția a doua, 3x mai, minus 1 mai mare ca 0x de la 1 pe 3 încolo, și acum să ne apucăm de treabă. Revenim la ecuația aceea, cum o rezolvăm. Da, 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 da. x plus 1. 9x pătrat minus 7x minus 2, da? Minus 2 egal 0. Hai, de rădăcine, delta egal cu mai repede.
Deci X1 egal cu 1 aparține. 1 aparține, X1 egal cu 1. Aparține de la 1 pe 3 la plus infinit. Și X2 egal cu minus 2 pe 9 nu aparține. Acum, în mod normal trebuie să și verificăm. Să vedem care din ele probează. De asta, pică numărul om în calcul. 1. Radical din 1 plus 3, 4, radical din 4, 2. 3 ori 3 minus 1, 2. Deci este x egal cu 1 este soluție. Dacă nu puneam condiția asta, dacă nu puneam condiția 3x minus 1 mai mare ca 0, o luam și pe minus 2 pe 9. Dar ca să nu picăm un păcat, avem grijă ca la sfârșit să le verificăm. Și minus 2 pe 9 nu mai probează. Da? Deci vreau să fiți foarte atenți. Dacă sunteți riguroși și puneți toate condițiile, este ok. Dacă însă nu sunteți atenți, atunci ce faceți la sfârșit? Pentru a elimina pe cele care nu sunt bune, verificăm în ecuația dată inițial. Deci putem spune că și această ecuație a fost rezolvată. Mergem mai departe. O altă ecuație tot cu radical. Uite, o vreau pe asta. Radical din 5x minus 99 egal cu x minus 6. Egal cu radical din 4x plus 1.
zile. Vorbește, te rog. Da. Ai 7 pe 3, dacă pe ce să credem că noi soluții.
7 pe 3, acolo 15. 7 pe 3, am 7 pe 3 și este abia acum, da? Categoric, avem. Deci x egal cu 7 pe 3 este, x egal cu 1 pe 3 este soluție. Dar nu-mi trece ridicat pe acela pătrea. Din nou, acela păi, de mine, cel mai interesant. Deci el se văd cum ai ridicat tu. A plus, de fapt, de tot aici. Deci bine, A plus B, tot la pătrat, este egal cu A pătrat, plus B pătrat. Așa e bine. Hai să avem și filmat chestia asta. E intrat în filmoteca școlii, da? Clasa 11-a, iată când te-am prins. Ca azi, nu mai văd niciodată. Mai faci prezi de asta și nici ceilalți din bani că nu se mai fac. Să vedem mai departe. Radical din X plus radical din X plus 3 plus radical din X plus 8 egal cu 6. Cum o rezolvăm pe asta? Cum? Ia să vedem. Așa, condițiile. Hai să le punem la repede. Da? La minus 3 închis și da. Am grijă multe că și egal. Și toate 3 înseamnă de unde? De la 0. Deci x aparține la 0 închis la plus infinit. Da? X aparține de la 0 la plus infinit. Ei, să vedem cum facem ecuația asta. Sunt 3 la egal. X egal cu 1. X egal cu 1 este soluție, să vedem. 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 fac 6. E extraordinar, într-adevăr. X egal cu 1 este o soluție, dar eu nu știu că e unică. Cum? O să demonstrăm injectivitatea funcției. Deci notăm el de X egal cu 1. Fie funcție de X egal cu radical din X plus radical din X plus. Așa, x plus 3 și plus radical din x plus 8. Din cine se compusă funcția asta? Dintr-o sumă de 3 funcții. Da? Dintr-o sumă de 3 funcții. Și să notăm, f de x egal cu prima funcție, f de x egal cu cine? Da? Da? Cum este F1? Strict crescătoare. Da? F1 de strict crescătoare. Scrie strict, nu mai mare ca 0, ci strict crescătoare, ca monotonie. Da. Adică, dă-mi X valori în ordine crescătoare și Y care fac tot în ordine crescătoare. La fel asta, la altă strict crescătoare. La fel cealaltă, tot strict crescătoare. Suma lor. Suma lor, tragem linie. F1 plus F2 plus F3, strict crescătoare. Strict crescătoare. Și o funcție strict monotonă este injectivă. Deci notăm F. F egal cu F egal strict crescătoare, rezultă F injectivă. F injectivă. Și dacă o funcție este injectivă, atunci ecuația F de X egal cu 6. Așa, f de x egal cu 6 admite unică soluție. Nu 2 de x au ca imagine pe 6, ci un singur x. Cum x egal cu 1 soluție, cum x egal cu 1 soluție, înseamnă că asta e clar și unica soluție. Că nu sunt 2 de x. X egal cu 1 este unica soluție. Eee, ce rău, îmi pare, nu te-a lăsat colegii tăi să te apuci aici de lucru. Duceai pe ăsta în partea de... și îi cai tu la pătrat. Așa. Așa. Dacă te... Știi că părintele în liceu am să zic tot timpul. Așa.
să ții minte, să nu mai greșești. Deci, așa a fost cu ultima, încă o altă ecuație să vedem. E vorba de radical din x pătrat. Următoare, radical din cât? Din x pătrat minus x. Plus radical din 2 minus x minus x pătrat egal radical din x minus 1. Da, minus x pătrat e sub radical. Da. Da. Bine. Cum lucrăm aici? Condiții, sigur că da. X pătrat minus x mai mare egal decât 0. Dedesubt. 2 minus, le punem pe toate, minus x minus x pătrat. Așa, și x mai mare egal decât 0. Condiții, sistem de condiții, ca să fie clar. Ce facem acum? Ne rezolvăm. Cum să rezolvim ecuația gradul 2? Am așa în ecuația, deci x pătrat minus x egal cu 0, rădăcini, ne facem datorită de variația semnului x pe lângă x minus 1 egal cu 0, rezultă x1 egal cu 0 și x2 egal cu 1. Cele două rădăcini, tabelă de variația semnului. Hai, 0 și 0 pe 1 plus 1 minus 1. Așa. Păi, chiar asta am discutat, nu? La funcție continuă îi putem face, că îi dăm valoare. Deci asta, x a unde este? Cum trebuia să fie mai mare ca 0? Unde a face? Da. 0 închis. 1 închis. Așadar, răspundem în dreptul la prima inecuație, răspundem în dreptul la acestea și spunem x aparține de la minus infinit la 0, reunit cu 1 plus infinit. Mergem mai departe, cealaltă inecuație, după aici, așa-mi ecuația, găsim rădăcini în tabel de variația semnului, tot ce? X plus 2 egal cu 0. Egal cu 1 minus 4 ori 2, 9. X plus 2 egal cu 1 minus 3 supra minus 2. Da, între rădăcinii plus, e minus x pătrat. Uite. Plus, în afară, minus. Deci să răspundem, x aparține între minus 2 și 1. X aparține, mulțime valorilor, minus 2. Adică, scoate pe lor rădăcinile minus 2 și 1. Minus 2 închis, 1 închis. Și, în sfârșit, x aparține de la 0 la plus infinit. Ia să vedem ce facem. Acum să intersectăm, să vedem zona comună. Da. Așa. Bun. Unde sunt trei, toate trei? Toate trei unde sunt? Ba da, 0 și 1. Sunt două elemente. X-ul 0, se vede că sunt trei linii, da. A fost și capete de interval. Uite, ai una, două și a treia. X egal cu 0. Și una, două, trei.
Deci care sunt posibile soluții? Intersecția este formată, da? Intersecția, spunem așa, x aparține mulțimii, x aparține mulțimii valorilor, 0 și 1. Mulțimii, nu interval. Mulțimii valorilor, 0, 1. Deci dacă e poate să admite soluții, cel mult 0 sau 1 poate să fie. Și verificăm. X egal cu 0, să vedem ce se întâmplă. Iar interesant, din condiții, mi-a ieșit o mulțime finită de valori. Da? Mulțime finită. 0 minus 0, 0, 2, minus 0, 2, 2 și egal cu minus 1, nu. Nu. Deci spunem x egal cu 0 nu este soluție. X egal cu 0 nu este soluție, că nu verifică. Pe care o încercăm acum? Pe 1. Pentru x egal cu 1 avem. 0 plus 2 minus 1, 1, da. Minus 1, 0 și 1 minus 0, 0 dacă 0. Asta verifică. X egal cu 1 verifică. Deci încă o dată 0, aici vine 1, 1, minus 1, minus 1, minus 2, 2, 0. Și la cază 1, 1, 1, minus 1, 0. Deci rezultă că x egal cu 1, să zicem x egal cu 1, este singura soluție. Surprizător, interesant, nu prea mai rezolvat altă dată. Era cât pe ce să credem că nu are nicio soluție. Pentru că nu se sesează acolo că mulțimea valorilor 0 și 1 sunt nu, de 3 ori prinse acolo. Deci intersecția este formată din o mulțime infinită de valori. Doar 0 și 1. Și una dintre ei, sau puteau să fie chiar amândouă, nicio problemă. Am terminat și ecuația asta. Urmează cealaltă ecuație, să vedem. Care este ecuația a doua? Adică, nu a doua, ci printre ultimele de acolo. E vorba de radical începatul din x plus radical începatul de 17 minus x egal cu 3. Cum ai decât? Sigur că în condițiile, de acord cu asta, că sunt radical de ori în par, deci x mai mic egal decât 17. X mai mic egal decât 17. Minus infinit la 17. Intersecția dintre cele două înseamnă x aparține de la 0 la 17. 0 la 17. Deci pentru ea, pentru această ecuație, poți să spui rezultă x aparține din condiții nu x, nu rezultă. Nu-i bine rezultă. Ci am după condițiilor impuse, x aparține 0, 17 pentru a exista. E, acum să vedem cum rezolvăm această ecuație. Așa, să ridicăm la 4. Dacă la a doua erau probleme, aveam probleme, dar la alea. Eu zic să ridicăm la 5. N-o să vedem. Dacă ridicăm la a patra, ia să vedem. Soluția este 1. 1 este soluția? Da. Ia să vedem 1, ia să vedem 1, radical 17. Da, într-adevăr, 1 este soluție. Funcții spectrofotone. Stai, nu mă lua repede. Mai repede. Să vezi că nu merge. Asta este strict crescătoare, dar asta e strict descrescătoare. Că e minus x. Și s-o stricați-o. Una este strict crescătoare, cealaltă e strict descrescătoare. Și nu mai poți face așa. Deci cu monotonia și cu injectivitatea, cu instantea soluției nu mai merge. Dacă ai fost aici 17 plus x, să respecte sensul de monotonie, da. Dar așa, nu. Radical de ori în 4 din x, unul cu o literă. Deci, să notăm. Radical din 4 din x egal cu un a. Chiar așa. Radical din 4 din x egal cu un a. Și cealaltă. Radical din 4 din 17 minus x cu b. Și ce dacă? Ecuația ce devine acum cu notația asta? Scrie sus a plus b. Sus a plus b egal cu 3. Și dacă mai găsim încă o ecuație la și b? Ridicăm la 4. Ridicăm la 4 și vine x egal cu a la 4. B
Deci, deci, rezultă X, rezultă X egal cu A la 4, da? Și cealaltă, 17 minus X, egal cu B la 4. Adică, o să înlocuim pe X și vine 17 minus A la 4, egal cu B la 4. Deci, a doua ecuație este 17 minus A la 4, egal cu B la 4. Sau, ducem pe A la 4 în partea cealaltă și vine A la 4 plus B la 4, egal cu 17. Avem un sistem de două ecuații cu două neconstructe, în A și B. Ce fel de sistem? Cum se cheamă asta? Sistemul acesta în care putem înlocui pe A cu B și nu nimic nu se întâmplă în ecuație. Simetric. Un sistem simetric. Dar mai trebuie să vă dați observația că A mai mare ca 0 aici. Că e un radical doar din 4. A mai mare egal decât 0, la fel și cu B. B mai mare egal decât 0. Ei, cum propunem să ne apucăm de lucru? Da, cu sumă și produs va trebui să lucrăm. Deci avem A plus B, suma este egal cu cât cu 3. Și hai să o ridicăm pe asta la 4, da? Că să putem folosi pe asta de-a doua. De ce de-a doua? Deci vine A plus B totul la 4. Este egal cu 5. Hai să ridicăm la 4. După cum unul din toți. Da? Deci vine A la 4. Plus 4 A la 3. Plus 6 A la 2. B la 2. Plus 4 A B la 3. Plus B la 4. Asta e formula nouă. Bine. Și acum, în loc de A plus B, cât să pui? 3. 3 la 4. Egal cu A la 4 plus B la 4, știi câte este? 17. Plus. Din astea două grupăm și spargem un 4AB în factor pe lângă A 2 plus B la 2. Plus 6 A pătrat B pătrat. Dar 3 la 4 fac 81. Deci 81 este egal cu 17. Plus 4AB. Da. Pe lângă. Aceea o știi. Este S pătrat minus 2P. Asta este S pătrat minus 2P. Când din A plus B tot la pătrat. Plus 6P pătrat. 6. Da. Produsul. P la 2. Și 17 ducem în stânga. Și avem aici 4, 64, egal cu 4P, păi da, au venit produsul, da, da, da. 4P pe lângă, păi ia să o știm, 3 la 2, 9, minus 2P, plus 6P pătrat. Desfacem paranteze, vine 64, este egal cu 36P, minus 8P pătrat plus 6P pătrat. Adică minus 2P pătrat plus 36P minus 64 egal cu 0. Putem împărți printr-un minus 2 peste tot. Și vine P pătrat minus 18P plus 32 egal cu 0. Păi, quasi egal cu 2 în P, să aflăm și valorile lui P. Repede. Delta lui P pătrat, 18 la pătrat. Ce? 324. Minus 4 la ce? 4 la 32. Și egal cu 12. Și face egal cu 8 din 14, 6, 2, 9, 196. Da? Și face cât? 14. Așa radical. Da, mă uit așa.
Ce vă place vouă să urcați cu numere mari, vă plăcea. Dar ori de câte ori veți urca din anul 12, aici este... Nu, aici este număr par, lucrăm cu formula de jumătate. Deci trebuie să spui delta prim egal cu jumătate 9 la pătrat 81, minus AC, minus 32. Și face 2 din 11, cât din 9, 4, 49. Și acolo radical din delta prim, 7. Și atunci spuneam repede, pe 1, 2, egal cu jumătatea 9, plus minus 7, supra A, nu supra 2A, supra A, supra 1. Și odată pe 1 este 7 și 9, 16. Și pe 2 este 2. Și acum facem perechi. Odată S1 egal cu 3 și pe 1 egal cu 16, o echipă și o altă echipă, S2 același, aceeași valoare 3, cu P2, 2. Cu S și P formăm ecuația de gradul 2. T pătrat minus ST, T pătrat minus ST plus produsul, egal 0. Adică, am înțeleg, T pătrat minus 3T plus, da, egal cu 0. Și aflăm repede. Deci, T1, T3 sunt tocmai A1 și B1. Da? T1 și T2 sunt tocmai A1 și B1. Că suma lor a luat și pe anul tatăl. Deci face, delta e negativ, deci nu există mai mica, să vedeți ce este. Înseamnă A, T1, T2 aparțin numelor complexe. Rezultă T1, T2 nu aparțin lui el. Nu aparțin lui el. Deci asta nu-ți convine. Mergem cu varianta cealaltă. T pătrat minus plus 2 egal 0. Ei, 2 și 1 se văd. T1 egal cu 2. Deci T1 egal cu 2. Și T2 egal cu 1. Dar T1, T2 sunt tocmai A și B. Deci avem A egal cu 2. B egal cu 1 sau asta e o variantă. Sau le putem permuta. Le putem schimba asta. Dar suntem simetric. Exact. Și acum ne ducem la una din ecuații. Una din ele nu ne va furiza X-ul. Și când aducăm C4 din X egal cu 2, ridicăm la A 4 și rezultă că X egal cu 16. Să știi că tot aceeași valoare, dar te duci și nu-i face. Dacă zici aducăm C4 din 17 minus X egal cu B-ul cu 1, 17 minus 1, 16, deci X egal cu 16. Aceea e valoare. Dar mai e o altă alternativă. Radicăm C4 din X egal cu 1, de unde rezultă X egal cu 1. Deci soluțiile pe care le-am găsit sunt așa, X aparține mulțimii valorilor, X aparține mulțimii valorilor, care? 1 și 16. Am impresia că amândouă sunt bune. Că noi căutam soluțiile în cele zone. La 0,17, uitați aici. Și 1 și 17. Ca să ne convingem, nu aveți decât un X mix cu 1 și merge. Adică nici 4 din 1 face 1. Dar aș fi spus de la început că 1 este soluție. Și la fel și 16. Dacă locuiți, face 1, da? Și 2 plus 1 fac 3. Ei, aceasta a fost ecuația. Hai să recunoaștem că a fost o ecuație mai dificilă, mult mai interesantă. N-am mai mers joc cu acela cu monotonia, injectivitatea și cu listatea soluții. Și aici a trebuit să facem notațiile A și B. Eliminăm pe X. Am intrat într-un sistem de două ecuații cu două necunoscute de A și B. Am rezolvat sistemul. Am făcut precizările că A și B trebuie să fie numele pozitive. Și în urma rezolvării sistemului acela simetric, am găsit soluția ecuația acesteia, care înseamnă, de fapt, ce înseamnă soluția? Înseamnă două valori, x egal cu 1 și x egal cu 16. Bun, hai să vedem și ultima ecuație. Da, e vorba
vorba de ecuația irațională, cred că autorul ne-a plimbat destul de bine prin ecuații raționale, tot felul de modele. Când credeam noi că merge modelul anterior să-l aplicăm, n-a mai mers, am văzut aici, ba cu monotonia, ba cu notație. Deci, foarte interesant. Să mai vedem ce se întâmplă aici. Radical din 2x plus 1 plus radical din 3x plus 2 plus radical din 4x plus 3 egal cu radical din 1 minus 2x plus radical din 2 minus 3x plus radical din 3 minus 4x. Asta este ecuația. Condiții, nu stăm pe gânduri. De la minus 1 pe 2 la plus infinit, cealaltă. La 3 pe 4, nu minus 3 pe 4, cât? Da. Așa. Care este intersecția tuturor? Deci la toate cele de acolo, mai întâi, dincolo de minus 1 pe 2, minus 3 pe 2, minus 3 pe 4, cred că minus 1 pe 2 e mai dură. Da? Deci intersecția e minus 1 pe 2. Poate cuvinte x începe la minus 1 pe 2, x aparține la minus 1 pe 2 închis, până la cealaltă, la 1 pe 2. Că văd mai mic decât 1 pe 2, decât 2 o treimi și decât 3 pătrimi. Cred că 1 pe 2 este cea mai strânsă, da. Deci x-ii pe care îi căutăm ca și soluții, îi căutăm în zona minus 1 pe 2, 1 pe 2. Aici vom căuta x-ii. Să vedem cum procedăm aici. Deci, x-ii de la minus 1 pe 2 la 1 pe 2. Doar în zona asta. Propuneți-mi. Păi, se iau cu zero. Ducem un cuplum sertul partea stângă. Pentru că are o legătură cu partea dreaptă. Dacă am duce toți radicalii din partea dreaptă în partea stângă, am obține radical din 2x plus 1 minus radical din 1 minus 2x. Ceea ce îmi duce la gândul unei conjugări. Da. Sunt în număr de 3 și ăștia. Se ducem pe toți în stânga, se grupăm ăsta cu ăsta, da? Și să facem colocatul la perechi. Ia să vedem cine este. Deci radical de 2x plus 1, merge ideea ta să vedem dacă reușim. Deci radical din 2x plus 1 minus, de dată. Că mă ție aici până mâine dimineață. Minus cât? Radical de 1 minus 2x, o echipă, plus. Plus alt echipaj. Radical din 3x plus 2 minus radical din 2 minus 3x, a doua echipă. Și plus radical din 4x plus 3 minus radical din 3 minus 4x egal cu 0. Și să aplicăm conjugata. De dată face cât vine acolo. 2x plus 1 minus 1 plus 2x
2x plus 1 minus 1 plus 2x, totul supra radical plus radical. Plus. Urmează 4x supra. De fapt, facem un x de la un capul la celălalt și vine x pe lângă. X pe lângă. 2x. Un, chiar un 2x, spui tu că e 6x aici și aici este 8x. Un 2x. 2x pe lângă. Aici vine 2 supra radical plus radical. 2 supra radical din 2x plus 1 plus. Plus. Dincolo 3 supra radical din 3x plus 2. Așa. Un produs egal 0. Când un produs egal 0, fiecare șansă de 0. Deci x egal 2x, x egal cu 0 și sau chestia asta nu poate să fie. Sau asta toată. Dar ce părere ai de asta toată? Cum este tot timpul asta toată? 2 supra. Însă ce de număr este care radical de 2 supra? Mai mare. Mai mare egal. Plus ăsta, tot mai mare egal. Deci suma numele pozitive este un număr pozitiv. Nu sunt șanse ca simultan să fie 0 aici. Deci asta e mai mare. Strict decât 0 am vorbit, mi-asum răspunderea. La fel ăsta e strict mai mare ca 0. Strict mai mare ca 0. Sumă de numere pozitive nu poate să fie vreodată egal 0. Deci asta cum este toată paranteza asta? String mai mare ca 0. Și rămâne singura soluție x egal cu 0, singura variantă. E, ți-a plăcut de mai multe ori. Dacă ai vrea să zici la pătrat. Așa, bine, nu. N-am fi mers nicio clipă că sunt aici câți radical. 1, 2, 3 radical. Și ridicăm de acolo trinomul. Se mulțeau radicale și nu aveam șanse niciodată. Acum, ideea a fost superbă, pentru că ducându-i pe toți în stânga, după grupaj, a ieșit factorul acela. Da, a fost o ieșită de nou. Nu un șablon de lucru. Nu șablon, ci ceva foarte special. De aceea trebuie să fim foarte atent la fiecare model. Cred cu adevărat că autorul a reușit prin acest test să ne convingă despre frumusețea ecuațiilor iraționale. Frumusețea ecuațiilor iraționale. Și acum, că a rămas această ecuație, de repede să o facem. X plus 1 pe lângă x plus 2, pe lângă x plus 3, pe lângă x plus 4, egal 120. Hai să vedem cum o facem și pe asta. Ai vreo idee? Să respect, nu ai niciun act, nu cred. Hai, băi, nu se poate. Dați-mi un punct de sprijin și vă fac ideși. Deci, compune între 120 în 4 numere consecutive, într-un produs, 4 numere consecutive. Ar fi o idee. Dar chestia nu îmi dă mie voie să spui trucul acela și nu știu ce tot. Deci X-ul nu mai dat o dată. Deci nu merge de jocul ăsta. Ai înțeles? Deci n-am niciun motiv. Da. Și ne-am ar fi mai ușurat. Dacă ai zis X plus 1 cu A, ai vine A plus 1, A plus 2, A plus 3. A pe lângă A plus 1. Da. Și ce dacă? Faptul că e simplu. Eu aș mulți pe x plus 1 cu x plus 4 și pe aceea 2 cu 3. Să vedeți ce șmecherie este. Deci vine cât? X pătrat plus 5x plus 4 totul pe lângă. X pătrat plus 5x plus 6. Iar acum pe ce să notăm?
x pătrat plus 5x plus 4 notăm cu una. Deci notăm x pătrat plus 5x plus 4 notăm cu una. Da? Și vine a pe lângă a plus 2. Deci a plus 20. Deci vine a pătrat plus 2a. A pătrat plus 2a minus... A pătrat plus 2a minus 120 egal 0. Am găsit valorul de acum 2. Hai, 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 că sunt 4 plus... Ce faci tu, ce drăgi? Așa îți place să iei formula întreagă, încât nu te poți debarasa. Păi asta era ecuația. Știi ce nu e pe jumătate? Delta prim egal jumătatea lui 2, care e 1. Minus AC. Minus plus 120. Fac 121. De ce să mergi cu multiplă cele 4? Și acum zici, A1-2 egal cu A1-2 egal cu B', adică 1, sau minus 1 este. Minus 1 plus minus 11 supra A, supra coeficient de aici, supra 1. Și odată A1 va fi egal cu 7, 10. Și de toți cine erau pe rând la două variante. O dată, x pătrat plus 5x plus 4, sus, x pătrat plus 5x plus 4 egal cu o variantă a lui A. Da. Plus 4 egal cu varianta cealaltă, cu 10. Și rezolvăm pe prima, pe a doua, hai, e obosit. Nu, ai un motiv. Deci când x pătrat plus 5x plus 16 egal 0, delta? Delta prim. Da, delta, nu mai merge pe prim. Nu mai merge așa. Când te-ai gândit și tu să apriți? Da. Minus 64, delta e negativ. Deci rădăcinile sunt complexe. Dacă se cere să le aflăm cu toate rădăcinile de sunt complexe, le putem afla. Dacă nu, ne ducem la cealaltă ecuație, x pătrat, cealaltă ecuație este x pătrat plus 5x. Minus 6, parcă? Da. Egal cu 0. X-ul 2 egal cu? 5 minus 6 plus 2 egal cu 1. Minus 5 minus 6. Minus 6. Minus 6 și minus 6 și minus 6 și minus 6. Deci valorile sunt 1 și minus 6. Astea sunt cele valori reale. Deci dar ecuația asta care sunt X-ul egal cu 1, da? Și x2 egal cu minus 6. Deci acestea sunt cele două valori. Așa că propunerea ta prindea o soluție. Să știi că prindea o soluție. Pe 1 mă prindea atât. Pe minus 6 nu mă prindea. Deci pica e păcat. De aceea să nu păcătuiești, mai ales acum în perioada asta. Dacă picai pe numele naturale, dacă x sunt din el, atunci mai mergea rău. Altfel nu. Să vedem mai departe. Iată, avem aici, se dă ecuația x pătrat, minus 3x plus m egal 0. Hai să facem ecuația că e simplă. Să se găsească m, m egal semn de întrebare, știind că x1 egal cu 2x2. Sigur că de la delta mai mare ca 0 vorbim de rădăcini. Da? Delta mai mare ca 0 fiindcă vorbim de rădăcini. Și scriu reacția lui Ghet. X1 plus X2 de resupt. X1 plus X2 egal cu 3 minus B pe A. Și X1 plus X2
X1 X2 e calcul. Adică el. Păi, dar dacă X1 e egal cu 2X2, te duci de aici. Și nouă sistem va fi așa, X1 plus 2X2, X1 egal cu 2X2, plus X2, adică X2 egal, așa, egal cu 3X2 egal cu 1. Și dacă X2 egal cu 1, X1 egal cu 2. Și dacă știi pe X1 și pe X2, mă oprești. Și vine ordinul 2, 2, M egal cu 2. La întrebarea, cât este M încât să fie X1 egal cu 2X2, răspunde M egal cu 2. Terminat. Acesta a fost și ăsta rezolvat. Hai să vedem dacă ne mai cadrăm să facem și pe asta. Deci spune așa, să dau ecuație 2X pătrat minus X minus M egal 0 și 3X pătrat minus X minus 2M egal cu 0. Am o rădăcină comună. Cum e tehnica de rezolvare? Fiecare au o rădăcină comună, fie X0 o rădăcină comună. Aceea verifică și prima și altă. Deci, fie X0 o rădăcină comună și avem 2X0 pătrat minus X0 minus M egal 0 și cealaltă 3X0 pătrat X0 minus 2M eliminăm pe X0, mulțim aici cu 3 și le faci cu minus 2 și avem pe X0 ca ala. Și vine, minus, vine 6X0 pătrat 6X0 pătrat X0 minus 3M egal 0 și minus 6X0 pătrat plus 2X0 plus 4M egal cu 0 și vine minus X0 plus M egal cu 0. Adică X0 egal cu minus cu M. X0 egal cu M. Și fiindcă X0 este M, oprim o numărcare din ecuație la început. Oprim asta. Și vine 2M pătrat minus M minus M egal cu 0. Și trebuia de să zic, și vine că 2M pătrat minus 2M egal 0. 2M pe lângă minus 1 egal 0, M egal cu 0 și M egal cu 1. Deci cele două valori pentru care se întâmplă să aibă o rădăcină comună sunt M egal 0 și M egal cu 1. Terminat. De asta așa întreba autorul. Care sunt valorile M? Cine sunt? Încât să aibă o rădăcină comună. Răspunsul M egal 0 și M egal cu 1. Pentru M egal cu 0, M egal cu 1 se rezolvă ecuația. Și cu asta s-a terminat complet. Nu. Mai aveam o singură chestie de care ne